Românii au cinstit pe Sfinții Brâncoveni la 16 august, la împlinirea 300 de ani de la martirul lor. Biserica Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometrul 0 al capitalei, locul în care a fost îngropat Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu și care adăpostește moaștele martirului, a devenit pentru o zi centrul ortodoxiei românești. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit cu acest prilej noua pictură a lăcașului de cult. Din sobor a făcut parte și Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim, alături de arhiereii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, dar și erarhi, delegați ai Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, ai Patriarhiei Alexandriei, Patriarhiei Antiohiei, Patriarhiei Ierusalimului și ai Patriarhiei Georgiei. Acum ne rugăm cu o sârdie ca aceste icoane pe care le-am întocmit într-o cinstea, slava și într-o pomenirea mântuitoare întrupări a minunilor și binefacerilor, unea născut Fiului Tău pe care ne revestește Sfânta Evanghelie, nu numai cinstindu-le, dar și la închipuirea lor privind, cu mulțumire să le cinstim și să luăm aminte la ele. Asemenea și icoanele prea curate, fecioare, născătoare de Dumnezeu, ale cereștilor puteri celor netrupești, înainte mergătorului și abotezătorului Ioan, ale sfinților apostoli, proroci, mucenici, ale tuturor sfinților tăi, cu milostivire binecuvintează-le și desfințește, cu binecuvântarea ta cerească, prin stropire cu această apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Biserica Sfântul Gheorghe Nou a fost titorită de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu între anii 1705-1706. De-a lungul timpului, lăcașul de cult a fost refăcut și restaurat în repetate rânduri. În anul 1998 au fost demarate lucrările de pictură, biserica fiind renovată și restaurată atât la interior cât și la exterior. Credincioșii care îi trec pragul se pot închina nu doar la mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, ci și la moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Patriarhul României și arhierei români și străini au oficiat Sfânta Liturghie pe un podium amplasat în apropierea Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. După momentul Evangheliei, înalt preasfințitul Părinte Grigorie, arhiepiscop de Tiatira și Marea Britanie, reprezentant al Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, a dat citire mesajului Sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Ne exprimăm marea bucurie atât a noastră personal, cât și a Sfintei Biserici a Constantinopolului, ai cărei fii duhovnicești au fost cinstiții martiri brâncoveni în ceea ce privește promovarea personalităților acestor sfinți bărbați, în special a lui Constantin Brâncoveanu, care a avut o legătură strânsă cu scaunul nostru patriarhal și cu vrednicii de pomenire predecesori ai noștri, patriarhii ecumenici Calinica al II-lea, Dionisie al IV-lea și Calinica al III-lea, care l-au apreciat, felicitându-ne unii pe alții, cu ocazia acestei cinstite sărbători, care reprezintă cel mai bun motiv de întărire a credinței pliromei binecinstitoare a ambelor sfinte biserici ale noastre și de consolidare a legăturilor noastre frățești și pentru mai departe, prin rugăciunile Sfântului Constantin Brâncoveanu și ale celor împreună cu el, vă îmbrățișăm iarăși cu sărutare frățească și rămânem cu multă dragoste întru Domnul și cu aleasă cinstire al preafericirii voastre, iubit frate întru Hristos, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost uns domn de Patriarhul Ecumenic Dionisie al IV-lea Seroglanul. În anul 1688, chiar în Catedrala Sfinților Împărați, Constantin și Elena din București. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, a dat citire actului sinodal comemorativ la împlinirea a 3 secole de la martiriul brâncovenilor. Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin Brâncoveanu în rândul marilor domnitori ai neamului nostru, iar biserica l-a trecut în rândul sfinților martiri
apărători ai credinței creștine și ctitori de locașuri sfinte, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și de sfetnicul Ianache Văcărescu, aceștia fiind canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 20 iunie 1992, cu data de pomenire în 16 august, și proclamați solemn ca sfinți prin tomosul sinodal de canonizare, citit în data de 15 august 1992 în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie brâncovenească în care se află mormântul domnitorului. Actul sinodal comemorativ a fost semnat de toți ierarhii prezenți la eveniment. La sfârșitul Sfintei Liturghii de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, Părintele Paroh Emil Nedelea Cărămizaru i-a oferit prea fericitului Părinte Patriarh Daniel prima monografie a ctitoriei brâncovenești. Trăim un moment de mare bucurie și emoție sufletească în această zi de prăznuire a Sfinților Martiri Brâncoveni, mucenicii lui Hristos, de la a căror jertfă pentru credința dremăritoare și pentru neamul românesc s-au împlinit 300 de ani, în rândul multor sfinte locașuri cinstitoare și cinstite de Marele Domn Martir Sfânt Constantin Vodă Brâncoveanu, se înscrie și Biserica Sfântul Gheorghe Nou, acest sfânt și mărit locaș, fiind ultima sa ctitorie și singura rămasă în cetatea Bucureștilor. Evocând nașterea actualei biserici, care este în același timp și o monumentală operă de artă brâncovenească, cronicarul Radu Greceanu elogia ctitoria târnosită în ziua de 29 iunie 1707 în prezența măritului voievod român și a unui impresionant sobor de înalți ierarhi din țară și străinătate. De atunci, în sufletul românilor a dăinuit icoana viei a brâncovenilor, sfințită prin evlavie, dărnicie și suferință mucenicească. Părintele Paroh a vorbit și despre efortul depus de-a lungul mai multor ani pentru restaurarea bisericii. Biserica Sfântul Gheorghe Nou este singura ctitorie brâncovenească din capitala României. Evenimentele dedicate Sfinților Martiri Brâncoveni au continuat și duminică 17 august la ctitoriile brâncovenești de la Mogoșoaia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită aici, în altarul de vară din incinta Centrului Cultural Palatele Brâncovenești, de un sobor de ierarhi români. Încă din zori, cinstitele moaște ale Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu au fost aduse de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București la ctitoriile brâncovenești de la Mogoșoaia. Racla cu sfintele moaște a fost întâmpinată de înalt preasfințitul Părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, delegat al preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la intrarea în parcul Mogoșoaia și purtată pe o distanță de mai bine de un kilometru într-un car de epocă special amenajat, tras de patru cai. Bucurați-vă mult, pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! A cărora în apropierea Bisericii Sfântul Gheorghe Mogoșoaia, ctitoria domnitorului martir, racla a fost coborâtă din car și purtată pe umeri de preoți în jurul Sfântului Lăcaș, după care a fost depusă spre închinare în baldachii. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară din incinta Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de preafericitul Părinte Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de preoți și diaconi. După slujba Sfintei Liturghii, preafericitul Părinte Daniel a săvârșit slujba de sfințire a picturii Bisericii Sfântul Gheorghe Mogoșoaia.
Sfințește pictura aceasta prin scopirea cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, pentru cinstea și slava Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și trupomenirea Sfinților Săi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a vorbit credincioșilor prezenți despre istoricul lăcașului de cult de la Mogoșoaia și despre valoarea de simbol a acestuia, arătând că Mogoșoaia reprezintă sinteza brâncovenească dintre elementele artistice orientale și occidentale. Această biserică a fost construită înainte ca el să devină domnitor. În 1688, a devenit domnitor spre sfârșitul anului, în 29 octombrie, dar înainte de acel moment, biserica a fost construită. Însă pictarea ei s-a făcut în anul 1705. Aici se află o bogăție teologică, duhovnicească, imensă, în tematica picturii și în accentele care au fost puse atunci când ea a fost pictată. Biserica aceasta însă are nevoie în viitorul apropiat de o restaurare și a catapetesmei, care este foarte frumoasă, deși nu toate icoanele sunt cele originale, ci doar o parte din ele, dar este în privința picturii o biserică etalon de o valoare impresionantă. Cu prilejul evenimentelor comemorative dedicate Sfinților Brâncoveni și a sfințirii picturii de aici, a fost lansată monografia Bisericii Sfântul Gheorghe Mogoșoaia. Volumul a apărut la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și a fost prezentat de arhidiacon Aurel Vlaicu. Ansamblul monumental istoric, cultural, turistic și de agrement Mogoșoaia, din care face parte și Biserica Sfântul Gheorghe, este unul dintre locurile cele mai căutate și atractive datorită valorosului patrimoniu arhitectural, situat într-un cadru natural pitoresc în imediată apropierea Bucureștiului. Invitații au vizitat apoi expoziția Puterea viziunii a pictorului și restauratorului Elena Murariu, găzduită de Palatul Mogoșoaia în perioada 16 august-1 octombrie 2014. Evenimentele organizate de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la martiriul brâncovenilor s-au încheiat duminică seara la Ateneul Român cu un concert vocal simfonic. În deschiderea concertului, în foaierul Ateneului Român, participanții au putut vizita expoziția Puterea viziunii, semnată Elena Murariu. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit autoarei diploma omagială Sfinții Martiri Brâncoveni. Expoziția a fost prezentată de academicianul Răzvan Teodorescu. Spune mai departe domnitorul: slujba mea este să rabd nevoile și să rabd restriștile care s-au abătut asupra noastră și chiar să-mi vărs sângele pentru Domnul nostru
Iisus Hristos, pentru credință și pentru țara mea. Sfinții martiri brâncoveni au fost cinstiți, cum se cuvine, și la mănăstirile și bisericile din Mitropolia Olteniei, care le poartă hramul. Ceremonii religioase deosebite au avut loc și în Episcopia Slatinei și Romanaților, sfinții martiri fiind ocrotitorii acestei zone și ai mănăstirii brâncoveni. La invitația preasfințitului părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților au luat parte la bucuria duhovnicească mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între care și întâi stătătorul eparhiei noastre, preasfințitul părinte episcop Nicodim. Sfânta liturghie a fost oficiată la mănăstirea Brâncoveni, la altarul de vară al Sfântului Așezământ Monahal, de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. Sute de credincioși s-au rugat alături de slujitorii sfintelor altare. Cuvântul de învățătură rostit la final, preasfințitul părinte episcop Nicodim le-a vorbit între altele credincioșilor și despre vechea obișnuință a pelerinajelor creștine, având în vedere că mulți dintre ei se aflau în pelerinaj la această ctitorie a sfinților brâncoveni. Pelerinajele la locurile sfinte sunt bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. Rânduiala aceasta a pelerinajelor exista și în Vechiul Testament. Citim în Cartea întâi a Regilor că Elcana, cel care avea să fie tatăl prorocului Samuel, împreună cu cele două soții ale sale, Ana și Penina, cu toți copiii, cu toată casa, cu toți slujitorii, s-au pornit multe zile la drum ca să meargă o dată pe an la cortul din Shilo ca să se roage Domnului. Își luau cu ei hrana necesară pentru drum și cu gândul la Dumnezeu, cu rugăciune către Dumnezeu, cu evlavie, toți, cu mic, cu mare, lăsau toate treburile și mergeau pentru Dumnezeu la un loc ales. Nu numai în religia noastră, și în alte religii se fac pelerinaje, dar și la noi, la români, am avut tradiția procesiunilor. A fost tradiția hramurilor. Fiecare din fiecare casă au mers bunii creștini la sfintele mănăstiri în zile de sărbătoare. Mergeau mult pe jos, mergeau pentru Dumnezeu, mergeau pentru ei, pentru mântuirea lor. Mănăstirea Brâncoveni este situată la 20 de kilometri sud-vest de Slatina, în comuna Brâncoveni, localitatea atestată documentar prima dată în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Biserica mare, reconstruită în stil brâncovenesc, are formă de cruce, compartimentată în altar, naos și pronaos. Pridvorul este deschis, susținut de colonade de piatră dispuse în centru. Catapeteazma este cea originală din lemn, cu o sculptură bogat ornamentată, aurită, pe naos are o turlă, iar ușile sunt masive din lemn de stejar sculptat. În pronaos sunt în
înmormântați papa Brâncoveanu, tatălui Constantin Brâncoveanu, mama și bunica sa, iar în pridvor este înmormântată jupânița Celea. Pictura Bisericii Mari datează din anul 1837, autorii fiind necunoscuți.